Domnule Records, aș începe întâi cu zona, să zicem, pe care o coordonați în mod direct și de care vă ocupați. Cum a fost business Agricovery FN în 2015, dacă ne puteți da niște repere? Și cum îl simțiți pentru 2016? Ce așteptări pe de o parte aveți și cum arată în acest moment piața? Hai să începem cu 2015, pentru că nu a fost un an ușor, a fost un an complicat pentru foarte mulți fermieri și mă refer mai degrabă la partea culturii de primăvară, partea de porumb, care știm toți că a fost un an dificil în termen de producție, cu volume de 20-30% sub anul trecut. Și sigur că asta a afectat cash flow-ul și așteptarea financiară de fermier. Totuși, ca grup, ca Agricover și ca Agricover GDFN, ne-am descurcat destul de bine, am ajutat pe fermier să trece cu bine acest an dificil. Am crescut în termen de plasament, în termen de expunere, la nivel peste 900 milioane de lei plasamente și în expunere de peste 700 milioane de lei. Deci, până la urmă, am dat multe credite, am ajutat pe clienți, numărul de clienți a crescut frumos, am ajutat pe cei care au avut sigur aceste bottlenecks, aceste probleme cu culturi de primăvară. Și până la urmă a fost un an ok pentru noi și continuăm acest trend de creștere, continuăm acest trend de a ajuta clienți mari, mici și mijlocit de a avea acces rapid, acces operațional, operativitate rapid la bani și să ajutăm să creștem business sau să trecem prin aceste perioade mai dificile. 2016 a început, zic eu, destul de ok. Primele trei luni a fost cer mult pentru credite, de mai multe motive. Acum vedem un anumit așteptar, oamenii așteptă acum plați de subvenție APIA. Este perioada că oamenii sunt de stand-by și sperăm că repede vor primi aceste subvenții, să se poată să ocupă și de a organiza și de a planifica mai bine cum va fi cu cheltuieli și cu venituri în trimestrul 2. Rămânând la anul 2016, să faceți așa, să enumerați din experiența dumneavoastră o serie de riscuri și de oportunități în același timp și pentru agribusiness, dar și pentru finanțarea agriculturii în general. Cum le-ați prezenta aceste oportunități și aceste riscuri? Dacă gândim riscuri, mereu ne gândim la vreme, la climat și probleme. Am avut o iarnă destul de blândă, culturile arată destul de bine, premise pentru grâu, rapid sau ori sunt bune în termen de producție. Vedem cum va fi cu prețuri și anul trecut prețuri au dezamăgit. Trend nu este chiar foarte ok și foarte favorabil pentru fermier. Deocamdată suntem la stand-by, nu pot să proiectez cum va fi cu prețul la luna iunie, iulie, când vor să vindă o mare parte de aceste producție. Dar ce știm noi este că, până la urmă, riscuri în termen de preț există, riscuri în termen de volumă, credem că sunt acceptabili, sunt ok, va fi volumă de grâu. Și după, celelalte riscuri, gratii îndatorare. Pentru că, cum am spus, anul trecut a fost dificil pentru mulți fermieri, gratii îndatorarea a crescut, nu au încasat subvenție. Asta este un risc, că mulți fermieri, din inițiativă bună, din intenție bună, de a investi în productivitate, în performanță, au investit în echipamente, în inputuri mai bune, în un business mai bun. Probabil au investit destul de mulți bani și acum de unde vine cash flow? Din vânzări și din recoltare și asta așteptăm acum că se echilibrează puțin aceste grade îndatorare și să devină mai ok. Al treilea risc, zic eu, este totuși ce se va întâmpla în termen de piața locală. Și mă refer că mulți
au făcut stocuri. Stocuri de greu, care mai există din recolte 2015. Până la urmă, cum va fi? Vinde aceste stocuri? Sigur că probabil o mare parte vor vinde stocuri existent până se recoltă cea nouă recoltă 2016. Asta înseamnă că vorbim de un stoc, un volum destul de mare. Sperăm că găsim și acolo exit prin export, prin consum. Vedem. În tot acest tablou pe care l-ați descris, cum vedeți în particular poziția AgriCover și rolul AgriCover IFN, dar și al grupului AgriCover în general? Cum știți, AgriCover este activ în mai multă activitate, nu numai partea financiară, partea de a da credit, a da bani pentru fermier să cumpăr inputuri, să cumpăr teren arabil, să cumpăr un tractor. Avem și agribusiness, vindem inputuri, vindem produse, pesticide, vindem tot tip de soluție pentru îngrășament. Și aici există niște oportunități pe piață în mod evident? Sau bine, și acolo, dacă vorbim de consolidare de piață, nu numai pe teren arabii, dar și în termen de oferta de agribusiness, clar că sunt oportunități. Dacă alții se retrage de piață, noi continuăm să creștem, mai ales în termen de a oferi soluție de inputuri care oferă performanță.